o casă nouă. Dar, Ana, ce s-a întâmplat cu sechestru? Că am văzut la noi, la Fanatic, ieri, că i-a spus sechestru pe tot. Ce s-a întâmplat? Nu se mai au... Nici măcar nu știu. Știi că eu nici măcar nu știu câte procese mai am cu Reghe Camp. Nici nu mă mai interesează. Se ocupă Oleg Burlacu, avocatul meu, și Stelian Mic. Și-au împărțit... Așa, în două vorbe, spune-ne, fără să intri foarte mult în am. Deci ce s-a întâmplat? Plătit pentru Bebe, sunt banii lui Bebe. La 6 luni avocații pun sechestru să-i recupereze gruma aia mică de bani. Dar câți bani sunt ăștia în ăștia 6 luni? Cât trebuie să dea? $2,000 pe lună, 6 luni. 12.000 de dolari? Păi asta e sumă pentru Reghe? E atât de jenant și atât de urât. Totul, ți-am zis, nu-mi pare rău de nimic, îmi pare rău doar că nu are nicio legătură cu copilul, adică nu, ca și cum nu există, știi, dintr-o dată s-a despărțit de Ana Maria Prodan și n-a mai existat copil, viață, responsabilitate, nimic. Dar, slavă lui Dumnezeu, suntem super ok, n-avem nevoie de absolut nimic. Acum este dreptul copilului meu. Este decizia lui, ca să înțelegi și lucrul ăsta. Cum adică e decizia lui? Da, m-am întrebat, mami, ce facem, avocații? Merg mai departe sau nu? Da, mami, sunt banii mei, mi-i pui în contul meu. El are contul lui, bănișorii se duc acolo pentru ceea ce vrea el să facă cu banii lui. A, deci s-a pus sechestru și cu acordul lui Bebe, nu? Da, bineînțeles, eu întotdeauna îl întreb, vreți să facem chestia asta sau nu? Pentru că este tatălui și el trebuie să știe exact tot ceea ce se întâmplă. Păi și pentru 12.000 de dolari am crezut că e vreo sumă, nu știu, de 10.000, de 5.000, 10.000 pe lună. Nu, dar așa, nu știi că a zis că el nu-și permite să plătească decât minim pe economie și nici pe ea că nu are loc de muncă. De asta spun că este atât de jenant încât mie rușine de rușinea lui. Păi bun, și eu nu înțeleg, și acum tu, voi avocații, pe ce au mai pus sechestru? Ce mai are? Păi nu prea mai are nimic, nu mai are un jeep, am înțeles, de la avocați, jeepul cel mai vechi pe care l-aveam, mergea copilul cu el din 2015. În rest n-am mai găsit Rolls, n-am mai găsit nimic. A, și pe jeepul ăla i-a pus sechestru? Da, nici nu știu pe ce au pus, mă crezi că de asta râdeam mai devreme. Păi dacă mai avea doar jeepul, doar pe jeep, mă gândesc că i-a mai pus sechestru, nu? Jeepul și pe... Ce mai pot și eu după Rotaru, din părțile lui din casă? Păi cum adică? Că nu-mi pice. I-a spus sechestru pe partea lui din casă, cum ar veni. Da. Păi cum? Doamne, Ana. Deci n-am mai auzit așa ceva. Voi ați spus sechestru cum ar veni pe partea lui Reghe din casa voastră? Deci a pus Rotaru pe o parte din casa lui, din partea lui Reghe și Ana deci pe o parte. Deci voi ați spus sechestru pe... Deci incredibil. Ți-a mai rămas. Deci crede-mă, n-am mai auzit așa ceva. Deci practic avocații au pus sechestru pe partea din casa lui Reghe, de fapt casa voastră, unde a stat o viață, nu? Da. Doamne, ferește, bucate. Deci casa probabil a fost evaluată la mai mult. Rotaru a pus pe o parte din casă care aparține lui Reghe și Ana Maria pe cealaltă parte. Și da. Păi și în situația asta ce se întâmplă cu casa dacă... Doamne! Scoate la licitație. Da, sare. Da, deci am înțeles bine, nu? Practic ai pus sechestru pe casa voastră, pe o parte din casa voastră. Voilà. Nu, eu cred că e caz unic mondial. Nu cred că a existat vreodată în istoria fotbalului. Nu, noi. În istoria proceselor nu cred că există așa ceva. Asta a făcut el din viața lui. Atât a înțeles el să facă din viața lui. Vedeți, acum știi, Horia, noi ne știm de atât de mulți ani și cu Nico și cu Vivi, noi îl știm foarte bine. Și eu când am spus că aici se va ajunge și că va ajunge foarte rău, ăsta este doar începutul. Ăsta este doar începutul și acum știi, când îți pierzi busola, e foarte greu să mai găsești drumul drept. Dar la ceea ce se întâmplă și la cum cresc la Rotaru, la Mihai Rotaru, cum cresc aceste penalități, nu știu pe unde o să scoată cămașa. Dar eu știu păi, ce am... Păi, dar o să ajungă penalitățile să depășească ea 200.000. Dar
eu sunt pregătită, știu ce am de făcut, este casa copilului meu. Cred că orice părinte normal pe pământul ăsta nu făcea așa ceva în nicio situație. Să vină datornicii unul după altul. Cătălin Hidec și el se va înscrie cu acele cecuri fără acoperire scrise. Deci mai avem încă un candidat. La casă, pe casă, nu? Da. Și cine mai, că ai zis că sunt o grămadă de datornici, cine mai sunt? Văd, eu îi tot văd, că apar prin ziare, apar pe la televizor, vorbesc, arată. Ce aș putea să zic? Îți dai seama că stăm și noi acasă, ne uităm așa unul la altul? Deci, bat datornici la poartă, stai că am și eu de luată. Da. Păi poate antrenează, că am văzut care oferte, sau așa zice el, care oferte. Să dea Dumnezeu să antreneze pentru el în primul rând, crede-mă. Că trec zilele, trec lunile și avem doar articole în ziar, în ziarele mondene. Mă pregătesc, aleg. Adică uită, lumea a început să uite de antrenorul Regenkampf? Păi nu știu, ți se pare că a avut vreo ceva clar? L-a luat cineva? Nu. Și știi ce n-a înțeles? N-a înțeles Horia. Cu cât acest scandal este întreținut mai mult, cu atât el se va duce mai jos. Căci până acum bărbații, să spunem, eu luat apărarea că vai ce rea e Ana Maria. Da, Ana Maria a fost foarte rea și Ana Maria ar face la fel și dacă s-ar mai naște de 10 ori pentru bărbatul de lângă ea. Este normal așa ceva. Dar Ana Maria făcea lucrul ăsta ca să-l ajute și să-l susțină. Nicol știe poate și mai bine. Vivi cel mai bine. Adică... Nu mi-aduce aminte că îmi vine să te omor. La meciul cu Chiajna, petrolul cu Chiajna din 2012, îmi vine să te omor. Aia e ofului, meciul. Ăla e ofului, da. Dar eu i-am spus că nu, acolo n-am nicio vină. Da, știu. Decât portarul și doi fundași. No. Nu tu, portarul și doi fundași. Păi mi-a zis că i-ai dat mail. I-ai dat nebună mail. Nu i-ai dat nebună mail? Cum pe care a ta cu Giovanni. Păi așa vorbim, așa vorbim. Și el mi-a zis că pe 25 ceva de genul ăsta terminați cu totul, nu? Că ce? Că terminați cu totul pe 25 ceva de genul ăsta mi-a zis. Păi s-a amânat iar, nu știu. Iar s-a amânat. Și deci că, nebune face strul ce spune și judecătoria. Că el nu mai vrea, că vrea să rămâi mama lui Bebeș, din punctul lui de vedere, că are oferte, a avut oferte din Iran. Deci asta mi-a spus, eu am vorbit cu el ca și așa colegul zic, meu, așa. Care o ofertă din Iran n-a vrut să ducă și că lui pare bine că se întâmplă lucrul ăsta, că acest proces, prin acest proces și-a găsit o casă. Și-a găsit un duplex unde stă fostul tău soț. Doamne, ferește. Nu-i așa? Așa deci, zice, zice, băi, Vivi, zice, bine că mi-a făcut asta partajul ăsta, costa și mulți bani. Auzi, avea și multe rău, mă, ca să uite de una. Băi, deci mie îmi pare rău, băi, Ana, îți dai seama că eu vă cunosc amândoi, vă cunosc de atâția ani. Dar m-a dus aminte că mai aveam o casă, băi. Da, mă, unde stă? Că tu n-ai avut niciodată nimic pe numele tău, decât echipamentul dat de echipă, ce drept. E nebun, deci m-a mințit și pe mine că îl omor. Îl omor dacă mai am sunat, vine să dau o casă unde stă. De ce mi-a adus aminte de mașinile? Stai că mi-ai zis ceva, că ai zis că Ana i-a cerut 25.000 pe lună. 25.000 de euro. I-a zis lui Vivi că i-ai cerut pe lună 25.000 de euro. Auzi, fratele lui de cruce, dinte, ce ăsta, poțul de carduri, ăsta este prietenul lui cel mai bun, frate de cruce, ăsta e anturajul, știi? Auzi, dar că i-ai cerut 25.000 de euro pensie alimentară pe lună. Asta i-a spus lui Vivi. E 25.000 de euro, cum să cere așa ceva? Din ce? Nu vezi ce nebunie, ce bolnav psihici? Din ce să iei 25.000 de euro când el n-are nici minim pe economie? El nu poate să-și deblocheze dreptul de a antrena. E o nebunie, mă, este ceva. Ți-am zis, eu stau acum și mă uit așa zâmbind. Băi, da, mi-e milă, atât. Mi-e foarte, foarte milă.